Nu am să fac referiri la jocul de astăzi. Am să spun doar felicitări băieților, antrenorilor, staffului. Ne-am simțit mândri de echipă. Întregul stadion, suporterii cred că au simțit același lucru și le dorim baftă în continuare. Dar pentru că și în conferința de presă de săptămâna trecută am fost întrebat dacă vom susține eventuala promovare, dacă vom susține echipa pentru promovare, datoria noastră a fost să căutăm parteneri, iar prezența de unui Viorel Tudose tocmai asta dovedește. Ne gândim la posibilitatea de a finanța echipa pentru Liga a doua. Am spus-o, o repet practic, vom participa în aceeași măsură ca și în ultimii ani, noi Consiliul Local, iar diferența pentru a putea juca la Liga a doua o vor face sponsorii. Îi mulțumesc colegul meu, Viorel, că a venit încă o dată alături de noi. Sunt convins că băieții nu îl vor dezamăgi și proiectul pe care noi l-am început în urmă cu mai mulți ani va continua, va ajunge într-o altă etapă. Da, bună seara. Mă ascult cu întrebări sau... Nu v-a convins. Nu, eu am fost greu de convins. Gândiți-vă că sunt rămnician, născut, crescut în Râmnicu Sărat. Întreaga educație până la vârsta de 19 ani s-a desfășurat în Râmnicu Sărat. Pentru mine Râmnicu Sărat rămâne orașul copilăriei și adolescenței mele. Deși sunt implicat într-un proiect de divizia națională, în fotbal, nu puteam să refuz. De fapt, chiar dacă nu era o rugăminte a prietenului meu, Sorin, noi ne știm de foarte multă vreme, am fost colegi începând de la grădiniță, am bătut mingea pe maidanele Râmnicului, atât mingea de fotbal cât și mingea de basket. Ne-am bucurat împreună în anii adolescenței, ne-am despărțit puțin în anii tinereții, ne-am regăsit pe urmă acum vreo 14 ani, chiar mă gândeam acum când spunea Sorin, acum vreo 14 ani, în 2009, începeam un proiect la Râmnicu Sărat care nu s-a concretizat. Vedeți, la 14 ani faci buletinul. După 14 ani, poate ne-au mai venit mintea la cap și mie și lui. Concepem un nou model de a face performanță. Ce m-a atras la Sorin dintotdeauna, lucru cu copiii, ceea ce l-am auzit și pe Marius mai înainte, un obiectiv de a aduce lumea la stadion, de a se îngriji de copii și juniori. Este o mare problemă a fotbalului românesc și credeți-mă că vă spun în cunoștință de cauză ce se întâmplă în fotbalul românesc în acest moment. Lipsa rezultatelor vine din lipsa copiilor și juniorilor din spate care. Gândiți-vă că foarte mulți copii, 17-18 ani, nu mai pot să joace pentru că noi aducem pe bandă rulantă jucători din străinătate care ocupă locul acestor copii care nu mai au unde să progreseze. Am ajuns să ducem copiii noștri să joace în străinătate Liga 3, Liga 2, Italia, iar de acolo să-i aducem la echipa națională. Nu așa se face performanța. Noi avem datoria morală, cel puțin generația mea și a lui Sorin și cele care vin, avem datoria morală să creștem acești copii, să le dăm posibilitatea să joace Liga 3, Liga 2. Este foarte important pentru copii să joace. Copii însemnând jucători nu de la 11-12 ani. Când vorbesc de copii, mă refer 17-18-19 ani. Acolo, gândiți-vă că pe vremuri, acum 25-30 de ani, chiar exista pepinierele de tineret, fiecare echipă în Liga Națională era obligată să joace la tineret rezervă, unde jucătorii din prima echipă care nu aveau loc, nu-și găseau locul, se refugiau la echipa a doua, aveai cartonașe, rămâneai în permanență în priză. Au venit centrele Luceafărul, celelalte centre viitorul, care au produs acea generație de excepție pe care a avut-o România, care a mers la 3 turnee finale consecutive, pe campionat mondial, unde am obținut acea performanță din 1994 și cred că s-a văzut acea muncă. Știți, în fotbalul românesc și astăzi am văzut foarte mulți oameni care investesc și se așteaptă să investească astăzi și să obțină rezultate ieri. Nu se mai poate, credeți-mă. Trebuie să ai răbdare, un proiect sănătos, un proiect viabil, se întinde pe minim 3 ani de zile, 3-5 ani de zile. Pentru că trebuie să construiești cu atenție,
să duci absolut totul pe fiecare nivel în parte și fiecare să-și facă treaba așa cum trebuie. Am auzit înainte discuții despre partea financiară. Să știți, domnilor, că în orice sport în lumea asta, partea financiară contează. Problema la partea financiară este cum o folosești. Cum dirijezi banii pe care ai, finanțele respective. Aici este problema. Ce reușești să faci? Dacă tu reușești într-o perioadă de 3, 4, 5 ani de zile să creezi, să aduci niște jucători care, jucătorul X, unde s-a creat? La Râmnicu Sărat. Foarte frumos. Respect celor de acolo că au pus pe hartă Râmnicu Sărat cu un jucător în echipa națională. Poate spuneți că gândesc prea departe, dar este posibil, orice este posibil. Că nu știu dacă Oneștiul până la Nadia știa cineva de el. Dar a aflat. Vă ascult cu întrebări. Nu, nici vorbă. Nu, nu legați venirea mea la Râmnicu Sărat de FC Argeș. FC Argeș este un proiect, am spus-o de foarte multe ori, țin cu FC Argeș de la 4 ani, pe bunicul meu îl chema Nicolae Dobrin, nume sinonim cu celui mai mare fotbalist român din toate timpurile, Nicolae Dobrin. Relația mea cu familia Dobrin, a fotbalistului, este o relație foarte bună. Relația cu prietenii din Pitești este o relație bună. Când m-am dus să ajut Argeșul, m-am dus dezinteresat și m-am dus, că am tot auzit în ultima perioadă zeci de vorbe, că m-am dus să fac reclamă și pe la Buzău era o vorbă prin anii 2010, când am venit, că vreau să-mi fac reclamă. Ce reclamă să-mi fac eu vreodată? Și m-am dus la FC Argeș din poziția de numărul 1 în furnizarea de energie electrică în România. Ce reclamă mai trebuia să mă duc? Am reușit o performanță la FC Argeș cu lumea de acolo. Acum avem probleme foarte mari, nu mă despart de FC Argeș. Eu am venit la Râmnicu Sărat alături de bunul meu prieten, Sorin Cârjan, am fost colegi, înainte am fost prieten, dar fi colegi, suntem prieteni și în continuare și vreau să dau și eu o mână de ajutor orașului care m-a creat. Nimeni, spre exemplu, din dumneavoastră presa scrisă, sportivă, buzoiană, n-a menționat în 13 luni cât Getica 95, o firmă dintr-un oraș de provincie, din Râmnicu Sărat, a fost numărul 1 de furnizarea de energie în România, depășind Electrica, Enel-ul, dar nimeni nu a spus. Niciun ziarist din Buzău nu a afirmat treaba asta. Timp de 13 luni am fost acolo, cocoțați, în frunte, cu o diferență de 3 puncte procentuale față de urmăritori. Îmi spuneți acum, e de datoria mea morală să vin la Râmnicu Sărat, alături de prietenii mei de aici. Aici am copilărit, aici mi-am terminat liceul, studiile. Firma Getica 95 are în continuare sediu în casa în care am copilărit eu. Toți banii de la buget care vin de la Getica 95 se varsă către partea de buget de la Râmnicu Sărat. Așa am considerat că este de datoria mea să vin să ajut echipa. N-are nicio legătură cu FC Argeș. Nu mă despart de FC Argeș. Nu o să plec acum la greu, când este greu lui FC Argeș. Întrebarea era, având în vedere numărul de echipe importante, dar un număr totuși de echipe pe care l-ați mandat cu mulți ani de zile, vă găsiți liniștea din punct, vă veți găsi liniștea din punct de vedere sportiv, la Râmnicu Sărat, și tocmai pe argumentele pe care le-ați invocat în câteva momente. Da, este, mi-a plăcut proiectul lui Sorin. Copii, juniori, tineret, trebuie să construim, trebuie să creștem. Și dacă vă uitați în tot ceea ce am spus eu în ultimul timp vis-a-vis de tinerii din România, nu numai din sport, să știți că Getica 95 nu finanțează doar fotbalul și basketul sau handbalul în România. Getica 95 a finanțat foarte multe echipe de robotică, centre de robotică, a finanțat copii din loturile naționale de fizică, de biologie, care au mers la olimpiade internaționale. Getica 95 nu se duce doar pe partea de a finanța sportul în România. Ceea ce face Getica 95 este un mod de a atrage atenția asupra acestor copii deosebiți care avem. Nu numai la nivel sportiv. Avem copii deosebiți în toate domeniile de activitate pe care le are țara asta. Pe care îi pierdem la un moment dat, pentru că
Nu poți să susții un punct de vedere într-o lume care se globalizează, se mondializează pe zi ce trece, să susții și să ții valorile lângă tine. Trebuie să găsești soluții din punct de vedere financiar, că tot întrebați dumneavoastră din punct de vedere financiar. Acei copii trebuie să-i ajut și din punct de vedere financiar ca să rămână. Trebuie să creezi plus valoare cu ei, dar trebuie și el să fie retribuit cum trebuie. Eu vreau ca peste 10 ani țara asta să fie o țară de top în Europa, în care oamenii ăștia care au învățat aici să nu mai creeze plus valoare între alte multinaționale sau firme din străinătate. Chiar într-un context european în care suntem cu toții și vorbim de o Europa unită, oamenii ăștia care, gândiți-vă cât s-a investit în educația copiilor, cât s-a investit în educația tinerilor, iar când este să culegem roadele, nu le mai culegem noi. Din această cauză venirea mea, mi-a plăcut foarte mult proiectul lui Sorin la Râmnicu Sărat. Și este un proiect pe termen lung, un proiect în care îți respecti copiii, îți respecti tinerii. Și din această cauză am venit trecând peste faptul că sunt râmnician. În timpul apropiat, venirea dumneavoastră înseamnă schimbarea obiectivului în promovare? Cred că este întrebarea care stăm și mă gândesc. Vreți să răspund eu sau Sorin? Deci am fost întrebat și domnul director lângă mine, ce vom face dacă vom promova? Și am spus că trebuie să jucăm fiecare meci, băieții trebuie să joace fiecare meci la victorie și dacă va fi să promovăm, avem două variante. Să mergem la Liga a doua dacă vom găsi pe cineva să ne ajute să susține financiar echipa sau, deși ne-am câștigat dreptul din punct de vedere sportiv, să jucăm și anul viitor în Liga a treia pentru că nu ne permitem de la bugetul local să susținem echipa pentru Liga a doua. Deci venirea domnului Tudose este, dacă vreți, garanția că anul viitor vom avea o finanțare pentru Liga a doua. Nu vom fi însă risipitori niciodată, oricât de bani vor ajunge la echipă, nu vom risipi doar pentru că prinși de euforia aceasta ne dorim alte și alte obiective. Nici de cum. Obiectivele rămân aceleași, să jucăm cu jucătorii noștri, să le dăm posibilitate să joace, să lărgim aria de selecție cât mai departe de Râmnicu Sărat, dar cei mai mulți dintre jucătorii talentați, copiii talentați, să-i aducem la clubul de fotbal și nu la să-i scoatem din alte cluburi. Da, ca să completez și eu, este normal ca promovarea în primul rând să se joace pe teren sportiv, din punct de vedere sportiv. Venirea mea la Râmnicu Sărat nu este condiționată de promovare sau nu, este condiționată de acest proiect pe care Sorin l-a început. El a continuat. De fapt, el este început de foarte mult timp acest proiect. El a fost un tip care a venit în slujba acestui proiect și a stat toată această perioadă de care am vorbit mai înainte, 14 ani în slujba acestui proiect. Acum începe să dea roade. Echipa vine pe un trend ascendent și din punct de vedere sportiv, ați văzut și astăzi, au fost 1.500-2.000 de spectatori în tribună, nu? Adică pentru un meci de Liga a 3-a, mie mi se pare, ținând cont și de condițiile atmosferice, dacă era undeva cald, frumos, afară, da, erau 7-8 grade, temperatură simțită, cred că, pe la 3-4 grade. Au fost destul de mulți oameni. Este un proiect ambițios, un proiect, dacă m-am uitat bine pe panoul din spatele meu, sus Râmnicu, este un proiect care țintește sus. Și chiar îmi place foarte mult acest proiect sus Râmnicu, indiferent că vine din punct de vedere sportiv sau dintr-un alt domeniu de activitate. Un lucru să mă adaug, că Viorel tot folosesc sintagma proiectului Sorin, nu-i proiectul meu. Nu am proiecte personale, niciodată nu am avut. Este un proiect pe care îl susținem cu toții, cu domnul director, cu antrenorii, toți antrenorii din club. Este și meritul lor, pentru că ceea ce facem, așa cum spunea Viorel, facem de mulți ani. Nu ne vom abate de la aceste obiective. Oricât de, să spunem, spectaculoase ar fi la un moment dat, rezultatele. La momentul acesta trebuie să rămânem modești, ne-a plăcut și a spus Marius că trebuie să rămânem modești, să abordăm fiecare joc ca fiind o finală. Și vom vedea la sfârșit ce va dori Dumnezeu pentru noi. Aveți un proiect și renovarea asta din urmă? Fără îndoială este acela un proiect al primarului. O să-l dau primarului și Consiliul Local. Nu doar pentru că echipa merge foarte bine, pentru că sportul este un ambasador, fotbalul în mod special, și pentru că sunt din ce în ce mai mulți
turiști, să le spun, oameni care vin din afara orașului, trebuie să avem o poartă de intrare așa cum merită orașul. Da, este normal o bază sportivă să ai dacă îți dorești o echipă de Liga a doua, indiferent cine vine, finanțator sau să vină alături de echipă, trebuie să ai și o bază de pregătire la nivel de Liga a doua. De ce nu să te gândești și chiar mai sus? Da. Toate trebuie să luate încet, încet, treptat, proiect pe termen mediu și lung, pentru că altfel nu se mai poate. Adică să ne mințim, să facem, să spunem că mâine vrem să intrăm și să jucăm, să ne calificăm nu știu unde. Este o poveste. Trebuie construit, este doar, poți să ajungi și acolo, dar e harul întâmplării. Nu, dar acest proiect, de ce am spus că este al lui Sorin, pentru că el a crezut în permanență în acest proiect, în copiii Râmnicului, în sus Râmnicul, el și echipa lui, din spatele lui, nu pot să le dau numele tuturor acum, dar toți sunt o echipă și au reușit un lucru extraordinar dar la Râmnicul Sărat. Ceea ce s-a reușit la Râmnicul Sărat în domeniul administrației depășește foarte mult, multe orașe, să știți, din România, la nivel de Râmnicul Sărat, la nivelul orașului Râmnicul Sărat, adică vorbim de orașe de 30 și 50 de mii de locuitori. Tamperia, puțin. Nu comentez, nu dau nume. Pe mine m-ați chemat aici pentru Râmnicul Sărat. Eu vorbesc doar de Râmnicul Sărat. Este părerea dumneavoastră, nu pot să nici să o infir, nici să o confir. Mulțumim. Mulțumesc, Virgil. Domnul director, felicitări și aveți grijă. Aveți grijă de băieții.